Că știți cum e, cu excepția geamurilor și a ușilor, în rest, de la tavan, podea și pereți, totul trebuie făcut, da? E, gândiți-vă ce înseamnă să iei de la cele două licee, de la cele două școli generale și de la cele trei sau patru grădinițe astfel de bani. Și asta se făcea o factură în fiecare lună. Celălalt serviciu se făcea bani pe care îi plătea primăria, nu? Bineînțeles, bineînțeles, aceeași primărie. Mai departe, 6 facturi pentru celălalt serviciu și 3 facturi pentru celălalt serviciu. În total, 12 cu 6 și cu 3, da? Sunt 21 de facturi, care înseamnă aproape 3-4 miliarde, domnul Marius. Că în prima fază, când auzi 0,45 lei... Dar se și făceau manoperele astea, adică se făcea dezinsecție, eu înțeleg, nu știu, aici directorii și profesorii poate să știe și copiii. Păi atenție mare, că directorii respectivi... Unii în funcție chiar. Vor putea fi tratați ca și complici dacă lucrurile au fost făcute în afara cadrului legal. Sunt ferm convins că justiția își va face treaba pentru că este dosar pe rol. Deci ceea ce vă spun eu acum sunt specificate în dosar. Ba mai mult decât atât, haideți să vă dau o surpriză. Știți că, să vă mai spun încă una, pardon. La un moment dat, clubul sportiv are acel autocar, da? Da. Bun. Autocar care se alimenta la niște prețuri fabuloase de la o, societate comercială, pentru motorină vorbesc. N-aș putea să spun prețul, că s-ar putea să nu ajungem nici în 2030 la acel preț pe litru de motorină. Dar vorbesc de stațiile domnului Duicu. De acolo se aproviziona, ca să nu ne ascundem după degete. Dar știți ce se întâmplă? Ce făcea acel autocar? Nu. Printre altele, căra și magistrați. Din când în când. Autocarul clubului sportiv? Sportiv, da, domnul Marius. Da. Acest domn Popescu suna, îi spunea doamnei directoare și din când în când făcea astfel de deplasări. Adică copiii păi anul și trecut... Unde plimba magistrații? Stați să vă spun. Când la Târgu Jiu, când la Herculane, vă spun. Surprinderea cea mare știți care este? Că din păcate dânsii nu știau. Deci acum unul singur care concerta acest lucru, dar Popescu se afla la mijlocul, așa reiese din stenograme. Se afla la mijloc și cel care intermedia, știți cum e, trebuia să-și aranjeze omul. Placa turnantă, placa da. Turnantă, da? Era cel care vorbea cu directora și directora dădea mai departe. Și știți unde apare surpriza? Nu. Anul trecut copiii de la clubul sportiv n-au primit hrană deloc. Doamna directoare a dat la sfârșitul anului aproape 11 miliarde înapoi către bugetul statului, bani necheltuiți. Mai mult decât atât, domnule, asta seamănă prostie, asta nici măcar nu este infracțiune, asta e prostie. Da, vreau să vă spun că nu poți să-ți bagi joc de copii, în schimb. Ba poți, domnule, iată că poți, iată. Vreau să vă spun că mai mult decât atât, toți profesorii au avut de pătimit și au dat cu subsemnatul din cauza acestor oameni plimbați prin justiție, tocmai... din cauza acestor fapte întâmplate și concertări, că acum îmi cer scuze un pic că am fost incoerent, mă gândeam la înșiruirea evenimentelor cu liceul și cu clubul sportiv. Nu e niciun fel de problemă, emisiunea este live, tot felul de bâlbe sunt permise, dumneavoastră poate nu știți, dar să știți că marile televiziuni, realizatorii acestor emisiuni live, chiar au normă de câteva bâlbe, tocmai pentru ca totul să pară excesiv foarte de real. Foarte real, da. Vreau să vă spun că clubul sportiv, pe lângă faptul că nu a primit hrană, a fost foarte interesant pentru anumite personalități, în speță, pentru acest domn Popescu care făcea tot felul de promisiuni, de terenuri, de clădiri, de... Și ce reiese, nu spun eu, cerese din acele documente și stenograme că se dorea cu tot din adinsul ca acest club să fie desființat. Clădirile foarte interesante, una din nou pe malul Dunării, care nu este terminată, și alta doar ce fusese renovată cu 3-4 ani în urmă, se dorea a fi luată.
De către cine, domnule? De același personaje, care promiteau și dădeau parcele de teren. Adică de, tot de Floricola, nu? La fel. Exact. Așa, dar să nu depășim momentul. Spuneți-ne, domnule, măcar două, trei nume dintre cei șase, în afară de doamna prim-procuror, căreia îi se promisese una dintre cele șase parcele. Am eu curiozitatea asta imediată și trebuie să o satisfac. A zis că sunt nume cunoscute. Păi, la cei care li s-a promis, nu vreau să spun și vă spun sincer, dați-mi voie să nu fac încă afirmație, pentru că s-ar putea, și credeți-mă, s-ar putea oricum să fie, dar sunt mehedințeni, unii și de la București. E simplu, dacă din șase una era dată, mai rămân cinci, da? Da. Nu vreau să fac astfel de afirmații, să spun nume, până când nu vor ieși la iveală anumite documente. S-ar putea să fac rău și nu vreau să fac rău stadiului în care sunt acum. Dar din ce înțeleg, în momentul de față, cel puțin unul dintre cele cinci personaje este pe cale să devină un fel de Herebenciuc local, adică să înceapă o colaborare evidentă, constantă și productivă cu procurorii DNA. Știți ce se întâmplă? Probabil că mulți cred că făcând astfel de gesturi scapă sau li se diminuează. Este posibil. Nu, sigur, sunt vor fi tratați altfel în momentul în care colaborează cu procurorii. Asta în cazul când vin cu ceva noutăți față de cele care există. Sau confirmă anumite suspiciuni pentru care nu sunt suficiente probe. Sigur. Dar vreau să vă spun că eu aștept cu mare, cum să spun, așa, cu aplomb să văd și eu când cel care gestionează acum foarte multe fără de legi, și aici mă refer la prefectul județului Mehedinți, care vreau să vă spun că un personaj menționa atât de popularizat de emisiunea noastră. Da, și vreau să spun, nu cred că și-a dorit în viața lui să fie atât de mult mediatizat. Vreau să vă spun că îi voi menționa numele până când, nu o să-l mai menționez, până când va fi tras la răspundere pentru fără de legile pe care le-a făcut. Și când spun aceste lucruri, le spun strict legate de documentele pe care noi le avem și înscrisurile pe care noi le avem. Dumneavoastră ați făcut o plângere la Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Sigur că da, și am făcut o remarcă. Și eu sunt pe cale să fac una împotriva domnului subprefect Felix Manta și a câtorva directori de deconcentrate, a câtorva funcționari publici, care împotriva prevederilor statutului funcționarului public au participat la campanii electorale, fapt cu totul și cu totul interzis, îmbrăcați în hainele roșii, cu sigla partidului, cu făcând agitație politică, ba ducându-și, astăzi am răsfoit așa până în arhiva pe care o am, ducându-și angajații în diverse comune de care ei răspundeau ca și activiști politici, la zeci de kilometri distanță de domiciliul stabil al acestora, ca să voteze acolo, pentru că ei, răspunzând de comuna respectivă, ei vreau să aibă rezultate bune acolo. Exact. Da. Mă înțelegeți? Și uite, așa am văzut cum funcționarii din diverse instituții care săraci. Da, acum știți ce se întâmplă? Da, un cotro, știți, s-au îmbarcat în mașini în sfânta zi de duminică, când ar fi vrut să stea și ei acasă cu familiile, și s-au dus să voteze ba în partea de sud a județului, ba în partea de nord, fără să aibă. Dar să știți că și Orșova și zona Clisuri a fost interesantă pentru acest traseism. Da, fără să aibă rude acolo, fără să fie locații care să merită să fie vizitate. Vremea fiind destul de rea, normal, noiembrie, nu e cea mai plăcută perioadă a unui an. Și uite, așa i-au făcut pe oameni turiști fără voie cu cheltuiala respectivă, pentru că să nu credeți că le-a decontat cineva banii de benzină. Li s-a spus, domnule, te duci și faci, și ăsta ce a zis, domnule, decât să am necazuri la serviciu. Deci, încă o dată, nu acuz de vot multiplu. Nu. Și de acest abuz în serviciu. Dar știți de ce s-a întâmplat? De sfidarea asta, de ce? Haideți să vă spun un lucru. Fiind din interiorul unui partid politic și participând la aproape toate campaniile electorale de după Revoluție încoace, s-a împământenit, și asta e valabil, să știți, că la toate partidele. Ca să fie puși
responsabil de zonă, de la județ, care să răspundă de o anumită zonă și să supravegheze, să spun așa, felul de a vota în acea zonă. Ce se întâmplă? Acel responsabil de zonă, hai să luăm un exemplu, zona Clisuri, îi se dă, domnule, tu răspunzi de cele trei comuni, Sfinița, Dubova, Ieșelniță, sau poate de una, din partea județului. Apare concurența între cei care sunt responsabili de zonă. De exemplu, responsabil de zonă este pus X pe Clisură, Y, Gogoșu, în partea asta să spunem. E, dacă persoana respectivă scoate pe zona lui un procent mai bun decât celălalt, în momentul respectiv devine o persoană foarte importantă la nivelul județului. Care poate revendica anumite... Care poate revendica, sigur. Și atunci, exact cum spuneți dumneavoastră, funcții directori, da, de la deconcentrate, dublați în spate de personaje politice, adică strict, fără să fie director la deconcentrate, fac astfel de lucruri, exact cum spuneți dumneavoastră. Și atunci iau, fără să voteze multiplu, îl ia pe cel din Severin și îl duce la Dubova sau la Ieșelința sau la... Și atunci el pare extraordinar. Chiar vorbeam de ună zi cu un prieten și îi spuneam, domnule, pe voi acolo v-au distrus ultimele două alegeri, europarlamentare și cele prezidențiale. Că în momentul când voi veți ajunge la alegerile locale, veți avea o mare surpriză. Ați ieșit cu procente extraordinare, 45%, 47%, nu vorbind de partea PSD-ului care a ajuns și la 61% la europarlamentare la Sfinița. În schimb, tot așa, ducându-se oameni în zonele respective din alte zone, votând chiar și o singură dată, suficient, deci fără să facă... Da, adică, n-a fost nicio ilegalitate. Exact. Doar că... Ce o să facă în momentul respectiv când acel partid politic va avea nevoie să iasă primar sau să iasă cu listă de consilieri și să câștige consiliul local, când nu mai poate să aducă traseiști din alte zone? Știți cum e, la lege locale nu mai poți să aduci de la Severin, de la Orșova sau din alte părți. Și atunci votează omul de acolo. Nu înseamnă că acea organizație politică se răstoarnă toate cifrele și nu știi pe ce stai. Cum de altfel, acum chiar vreau să fac o paranteză, că de-am vorbit de toate partidele politice. Vreau să-mi cer eu scuze în numele PNL-ului, dacă n-a făcut-o nimeni până acum. Eu am făcut și afirmații și la o emisiune din luna octombrie sau noiembrie, tot la dumneavoastră, în care făceam un pic vorbire de domnul Chioariu. Vreau să vă spun că mi-e rușine că a procedat prin autosuspendare. Și o spun, chiar dacă anumiți colegi nu sunt de acord cu mine, sunt un nume personal, mi-e rușine că este coleg cu mine de partid. Pentru că dânsul nu trebuia să facă să se autosuspende. Când ești condamnat definitiv, cu executare, fără executare, și ești implicat acum în al doilea dosar, te autosuspenzi. Nu, domnule, te duci în afara partidului. Și aici nu-mi place că noi n-am avut o atitudine directă, noi să cerem să fie dat afară. Și o spun încă o dată. Și de ce noi? Pentru că el este în acest moment, prin jocul de culise care s-a făcut, este senator de Mehedinți. De Mehedinți, sigur că da. Deși el are legătură cu Mehedinți, la fel cum a apărut, avea soacră mea cu pianul. La fel cum a apărut acum, de exemplu, domnul Petre Roma, care este, sigur, coleg cu noi în partid. Aceeași atitudine trebuie să avem, nu trebuie să avem jumătăți de măsură. Deci nu e incompatibil, nu mai poate să conteste și niciunde, a trecut termenul, e în regulă. Vă rugăm, poftiți, e în regulă, nu mai sunteți culeg cu noi și gata, s-a terminat. Poate să rămână, dânsul, într-adevăr, membru de partid. Aici nu se discută calitatea de membru de partid pe incompatibilitate. Haideți să vă povestesc un episod scurt dumneavoastră și celor care ne urmăresc acum, vis-a-vis de domnul Chioariu. Deci știu... informație sigură, unul dintre oamenii care l-au ajutat în campania electorală, care au asigurat o parte din fondurile legale pentru tipărirea de afișe, pentru materiale de-astea de campanie. Sigur că da. I-a mulțumit la sfârșitul campaniei câștigătoare. Vreau să vă spun că USL-ul atunci, în 2012, dacă avea o maimuță pe post de candidat, câștiga. Așa a fost valul. Asta este. La Orșova să știți că nu. A fost o excepție și vă spun după aceea. Da. Deci Banea n-a fost o mai bună. Asta vrea să spuneți, nu? Da, nu este. Banea este un tip extrem de simpatic, dar care de când a devenit candidat la postul de primar a făcut o grămadă de prostii. Da. Și am vorbit întotdeauna deschis și curat cu acest om și am să-i spun și acum, și între patru ochi și așa în postură publică.
Bun. La sfârșitul campaniei electorale, atunci, domnul Chioariu i-a mulțumit omului, i-a strâns mâna, nu știu ce, și i-a spus următoarea socoteală. Ai oricând la București când vii, ai ușa deschisă la mine și nu știu ce. Omul nu are nevoie de intervenții la nivelul ăla, nu are nici litigii cu cineva ca să zici că apelează de lobby, la... nu intervenții, că e trafic de influență, de da, lobby. Nu are nevoie nici de... nu are nici procese pe care să le rezolve domnul Chioriu, fiind cunoscut ca sigur. Și avocat, așa. Dar pur și simplu, aflându-se în București, omul a vrut să stea de vorbă cu el, adică știți cum e la noi, la Olteni, îți place să fii băgat în seamă cât de cât de cei pe care îi ajuți. Ajunge în București cu treabă și își înfrânge timiditatea ușoară și îl sună pe domnul senator Chioriu. Care în prima fază nu îi răspunde. Domnule, discuta cu cine? Îl mai sună încă o dată. Și răspunde, dar se sizează în vocea domnului Chioriu tonul, totul altul. Deranjul pe care îl provocase. Crezând că se întâmplă și mie mi s-a întâmplat de multe ori să pierd toată agenda din telefon și până mi-a refăcut-o a durat ceva, crezând că i-a pierdut numărul de telefon. Domnul senator, sunt cu tare de la Mehedinți. Da, domnule, te-am recunoscut, am numărul domnului tale în telefon. Păi știți, a zis când vin să ne vedem și noi să... Domnule, uite care este socoteala. Te rog să ștergi numărul meu din memorie. Am zis și eu că era campanie. Și dacă vrei să știi, și asta e o noutate absolută, în mandatul viitor voi candida la Caraș Severin. Cam ăsta este caracterul domnului Chioriu. Da, din păcate, știți ce se întâmplă. În politică, eu cred că se va schimba ceva după 16 noiembrie. Nu știu, am eu astfel de... Cred, am acest crez. Mai degrabă sperăm. Și sperăm, exact, dar... Nu este, știți ce se întâmplă? Aici trebuie să mai ai și un pic de bun simț. Dom'le, ai fost și ministru, și senator, ești un foarte bun avocat, e în regulă. Lucrul pe care îl spunem așa de în curtoazie, că n-avem de unde să știm. Exact, dar dacă ai fost condamnat, e în regulă, dă-te în stânga, să trăiți, am înțeles, asta este hotărârea, o respect. Cum adică? Tu care ești, se prevalează de că nu specifică niciunde în regulamentul de funcționare al Senatului faptul că dacă ai fost condamnat îți pierzi mandatul. Bun, dar tu care ai fost ministrul justiției, tu care ai fost om care trebuia să aplici legea, nu numai să o respecti, cum poți să gândești astfel? Da, cred că am făcut un subiect, dar încă o dată vă spun, de aia am vrut să... Haideți să ne întoarcem la clubul sportiv, da, că e mult mai interesant decât personajul luat. Da, dar discurs. Totuși să știți că contează, pentru că noi ne mândrim, adică noi cei de la PNL spunem lucrurilor că se vor schimba și trebuie să schimbăm. Și da. Vreți să creați un cadru și politic curat. Curat, în exact. Rând. În primul rând știți competitiv, sigur. Trebuie să ne curățăm noi înșine în interior și după aceea să avem pretenții de la alții. Cum poți să faci astfel de lucruri dacă ai astfel de exemplare în interior? Da, mă rog, să zicem că poate e singurul caz care va exista. Auziți, eu nu pot să uit anumite lucruri și indiferent cine ar sări ca ars așa, mi-aduc aminte că pe la alte emisiuni mai vechi, unde eram invitat și eu la alt post de televiziune și nu știu ce, o serie întreagă de colegii ai domnului Chioriu se întreceau în alt pupap în anumite părți pe domnul Duicu și făcând apologia sigur. Conducerii înțelepte a domnului Duicu. Iar acum nu mai pridide să-l înfiereze. Deci, haideți să fim serioși. Nici nu vreau să-mi aduc aminte, pentru că mi-aș face sânge rău. Iar acum, este în vârful de lanț. Ce vârf de lanț, măi, frate, că ai? În sfârșit, nici nu vreau să continui subiectul. Da, să ne întoarcem la clubul sportiv. Da, vreau să spun și chiar nu vreau să mai continui după ce o să spun astfel de lucruri și chiar aș vrea să mă întrebați de proiectele de buget pe care le avem pentru Orșova, pentru că nu, sunt foarte asta, importante. Asta nu. Mai ales că vor veni acum imediat. Știți ce se întâmplă cu clubul sportiv? Mă bucur că s-a reușit să devină, a devenit independent cu finanțare de la Ministerul Educației. A scăpat cu patrimoniul neatins. A scăpat cu patrimoniul neatins.
Sportivii n-au murit de foame, chiar dacă nu le-a fost alocată hrană. Chiar dacă directorul liceului n-a mai vrut să le dea hrană, ca, dacă ați mai putut auzi, deci chiar și după ce a devenit independent la sfârșitul lunii decembrie, cred că vreo câteva zile n-au mai vrut să le dea hrană cei de la Colegiul Dierna. Nu știu motivele, dar așa s-a întâmplat. Pur și simplu nu le-a mai dat hrană. Dar sper ca dânsi în primul rând să reușească să aducă acei copii și domnule, să facă acea performanță. Poate că se transformă clubul sportiv în clubul de fachiri. Că performanță sportivă fără hrană nu se poate. Haideți să vă spun un lucru. Eu cred că rezultatele extraordinare, să nu fac o greșeală, știu că clubul este pe locul 3 în Europa și în lume la rezultatele obținute la juniori. Deci este vorba de sporturi nautice, sporturi, da? Nautice, sigur că da. Și vorbesc de cei de la caiaca noi și canotaj. Deci vreau să vă spun că sunt rezultate extraordinare, rezultate cu care s-ar mândri oricine, în primul rând, care reprezenta România, județul Mehedinți, implicit Orșova, și tu să vrei să îl desfințezi. Sigur, dacă au fost mici sau mari nereguli, să zicem, sunt alții care trebuie să le rezolve, dar nu să ai intenția să desfințezi o astfel de emblemă a orașului, o astfel de... Nu s-a mai ținut regatele, deci, domnul Marius, vreau să vă spun că este ceva incredibil. Erau de notorietate cum vin din 12-13 țări la Orșova să țină acele regate, regata Orșova, regata Porțile de Fier. Toată lumea era mândră de astfel de lucruri și de ce se desfășura. Nu, dânșii au vrut să desfințeze.